Participăm cu bucurie la acest eveniment dedicat Zilei Minorităților Naționale, eveniment pe care îl marcăm și în acest an împreună, într-o unitate de simțire și gândire, alături de organizațiile non-guvernamentale ale minorităților naționale etnice, religioase și lingvistice din orașul nostru. Constatăm cu satisfacție și mândrie că la vârful multor domenii importante ale vieții sociale și culturale din România au fost și sunt în continuare personalități ce aparțin minorităților naționale. Minoritățile naționale au o importantă reprezentare în Parlamentul României, fapt ce le permite să se manifeste și să se afirme în societatea românească, în aceleași condiții cu populația majoritară, astfel încât tradițiile, cultura și identitatea minorităților naționale aduce plus valoare României. Minoritățile naționale au contribuit la dezvoltarea României ca țară multiculturală și la consolidarea relațiilor cu statele vecine. În România, minoritățile naționale au fost considerate oportunități, uneori provocări, dar niciodată probleme. În această cheie s-au căutat și s-au găsit soluții pentru a răspunde așteptărilor românilor de altă etnie, nevoilor și particularităților lor. Experiența României în gestionarea relațiilor interetnice este un model pentru toate țările aparținând Uniunii Europene. Împreună, majoritar și minoritar, putem să depășim dificultățile, să facem față tuturor provocărilor. Evenimentul de astăzi se desfășoară în baza unui parteneriat între Primăria Municipului Bacău, Teatrul Municipal Bacovia, Colegiul Național de Artă George Apostu, Uniunea Armenilor din România, Federația Comunităților Evreiești din România, Forumul Democrat al Germanilor din România, Asociația Italienilor din România, ROASI, Asociația Partida Romilor Pro Europa, Asociația Maghiarilor Ceangrei din Moldova și, nu ultimul rând, Comunitatea Elenă din Roma. Stimați invitați, dau cuvântul doamnei Andreea Negru spre a transmite mesajul primarului municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Biziteu, de Ziua Minorităților Naționale. Bună ziua! În primul rând vreau să transmit, repet, domnului primar de a nu putea fi aici astăzi. Din păcate a trebuit să fie în București pentru evenimente care se întâmplă acolo, dar în același timp vreau să transmit toată aprecierea dumnealui pentru modul în care aici împreună se adună toate grupurile diferite, dar în același timp românești, din Bacău pentru a sărbători împreună. Acolo copiii care se ascund după perdea, mă gândeam fiind și o parte dintr-un grup etnic minoritar, cât de dificil e pentru noi acum, cei care creștem viitoare generații de români mândri de faptul că sunt români, să învățăm în același timp să internalizeze și faptul că fac parte dintr-un grup deosebit, să păstreze tradițiile, să păstreze valorile grupurilor din care fac parte. Și tocmai de aceea vă felicit pentru acest eveniment, care practic arată că putem sărbători împreună ce ne diferențiază, dar și ce ne unește. Vă mulțumim foarte mult, la mulți ani! Termenul este că orice comunitate se dezvoltă, respiră prin oamenii săi. Mă uitam înainte de a veni în pace, în toate recensămintele pe acolo, pe raza municipiului Bacău, de la cel 1776, primul recensământ făcut în Bacău, până la cel din 2021,
arătat că Bacău este, de fapt, un oraș multicultural în care foarte multe comunități și-au găsit în decursul istoriei menirea. Bacău a fost, așa cum știm cu toți, un oraș care a creat oportunități pentru comercianți și meșteșugari. Gândiți-se la confluența marilor rute comerciale și a adunat aici felul de oameni. Oamenii care au venit să-și dezvolte afacere, să-și dezvolte viața în interiorul acestei comunități. Acum câțiva ani de zile, undeva la o universitate din vest, un profesor a pus studenților o întrebare. Era o discuție pe teme economice. Și a întrebat, ce credeți voi că ar trebui, sau care sunt, de fapt, condițiile pentru care un investitor ar trebui să vină și să investească în localitatea dumneavoastră. Unii dintre studenți au spus că important sunt facilitățile, infrastructura, fixeția locului, bucătăria locală și așa mai departe. Profesorul a spus că este adevărat, sunt foarte importante toate aceste lucruri. Însă cel mai important lucru este pacea între locuitorii aceleași localități. Iar noi, bătăuanii, am fost tot timpul într-o pace. Chiar dacă, în anumite momente a istoriei, au mai fost și excepții. Dar una peste alta, am trăit în pace la comună și ne-am respectat unii pe ceilalți, atât din punct de vedere religios, din punct de vedere cultural, cât mai ales din punct de vedere etic. Deopotrivă, români, evrei, armeni, greci, ciangrei, este cel mai important lucru pentru noi toți. Eu am o calitate de dubă și de viceprimar și de cetățean al municipiului Bacău. Și asta este, de fapt, un lucru pe care îl doresc cel mai mult. Să ne respectăm unii pe alții, să ne susținem și să facem, să punem umărul la construirea și la clădirea acestei urbe, așa cum ne-au dorit. Pentru că ne apropiem de sărbătorile. În continuare, actorii Denisa și Monica Borchean vor fi alături de noi în derularea și prezentarea întregului spectacol. Denisa și Corin de Borchean. Eduard Durghelea, un extraordinar actor și primul nominat de România. Acest eveniment este coordonat de președintele Uniunii Armenilor din România, sucursala Bacău, Vasile Agov. Bineînțeles, în colaborare cu Partida Romilor Pro Europa, filiala Bacău, președintele George Bogdan. Înainte de orice, după cum ați văzut, eu am pus în primul cuvânt și n-am spus nimic, pentru că întotdeauna soțiile noastre vor lovi mai mult și mai corect acolo unde trebuie. Ce doresc să vă spun întâi și întâi este că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă și v-aș ruga înainte de orice, chiar înainte de a vă închide telefoanele mobile de pildă, care s-ar putea să sune exact când avem o solistă numai cuvinte Sonia Hazarian, atunci când aude un telefon din sală, are o criză de nervi și aruncă cu pianul. Dacă puteți, atunci ar fi minunat să fie închis. Înainte însă de asta, vă rog să vă amintiți că suntem în preajma Crăciunului, sau dacă vrem pentru comunitatea evreiască, suntem imediat după Hanuka, suntem plini de un drag de a veni iarna, în special să vrem cu zăpadă ca să nu fie secetă, și aș dori să mulțumim și să ne rugăm pentru Dumnezeu, fiecare în urma Lui, pentru El însuși, pentru a nu complica comunitățile de ortodoxi, catolici sau mozaici, și să avem un minut de gândire pentru Dumnezeu.
Îi mulțumim Dumnezeu că suntem aici, că suntem uniți, că nu este război, că avem ce mânca, că avem ce îmbrăca și că avem copii minunați care se apără pe scenă. În momentul imediat următor ne pregătim să... De, pe prima dată să prezentăm toate cele 7 comunități care participă astăzi la Ziua Minorităților Naționale și începem cu Uniunea Arminilor din România, sucursala Bacău. Partida Romilor Pro Europa, filiala Bacău, Comunitatea Elenă din Roman, Federația Comunităților Evreiești, Forumul Democratic Forumul Democratic al Germanilor, Asociația Italienilor din România și Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova. Acestea sunt, vă rog, aplauze pentru ei. Vă rog să aveți răbdare, pentru că la fiecare dintre grupuri o să doresc să nominalizez președintele comunității pe țară și președintele comunității local, precum și pe cei care se chinuiesc să facă dansuri, muzici și alte lucruri, numai ca să puteți să-i aplaudați pe măsură pe fiecare. Așadar, dăm start spectacolului cu primenați decât Uniunea Armenilor din România. Sonia Hazarian și doamna Ozana Kalmunski-Zarea, care vor interpreta cuvinte de Crăciun, doamna Ozana la pian, iar doamna Sonia Hazarian voce. Avem o rugăminte absolut personală, singurul, dar singurul moment în care să nu filmați, este acela când cântă Sonia. Unul pentru care o voce care se înalță spre cer și uneori mai cad sfinții în sală, alta, pentru că a piulit astăzi de la filarmonică și nu a apucat să-și facă cerere. Și dacă apare un material filmat cu ea, nu se știe ce se întâmplă. Deci pe ea nu o filmați. În rest, pe toți ceilalți puteți să-i filmați, să-i puneți pe Facebook și o rândă. Vă mulțumim și vă dorim o audiere plăcută. Un ultim cuvânt, un mesaj din partea președintelui Uniunii Armenilor de România, Barbara Bogdanian, care vă dorește să vă fac fericite alături de familiile dumneavoastră, căldură, lumină, bucurie, alături de copii, părinți, bunici și să fiți toți împreună și toată lumea să fie fericită și alături de cei dragi la casele lor. Și încă ceva. L-am întrebat aseară, după ce a avut o lansare în București, o aniversare a doamnei Madeleine Caracașean, care a venit 70 de ani de activitate, 70 de ani de activitate, nu pot să zic ce înseamnă asta. Și mi-a spus că mesajul pe care dorește să-l transmită în aceste zile, în această zi a Zi Națională a Comunităților, a Minorităților din România, este un mesaj de familie. Un mesaj care înseamnă că miracolul există. Faptul că soția mea aici pe față are un suflet care se va naște în următoarele 7 luni, 9 luni, mai știu cât exact, este un miracol. Este un miracol în fiecare ființă din dumneavoastră. Este un miracol că dumneavoastră mai respirați în fiecare clipă. Este un miracol că nu a lovit mașina pe stradă. Este un miracol că puteți merge cu degetele pe tastatura telefonului de pildă. Este un miracol că putem vorbi sau că putem auzi. Și numai atunci când pierdem aceste miracole, ne dăm seama cum am fost născuți. Ca un miracol de la bunul Dumnezeu. Vă rog să ne bucurăm de aceste miracole astăzi și de tot ceea ce putem noi să facem mai frumos. O zi minunată vă dorim!